Zăpada de pe crestele munților Bucegi a ajuns și în stațiunile de pe Valea Prahovei, situate la o altitudine de circa 1000 de metri, într-un timp foarte scurt. Temperaturile au scăzut brusc în zonă la orele prânzului, iar Lapovița s-a transformat imediat în ninsoare. Pe drumul național numărul 1 s-a circulat cu greutate între stațiunile Azuga și Predeal, acolo unde stratul de zăpadă depus pe carosabil a atins câțiva centimetri și a luat prin surprindere șoferii aflați în tranzit. Unii au avut cauciucuri de iarnă, alții nu. Însă cu toții sunt nemulțumiți și spun că drumarii au fost luați din nou prin surprindere. A început să se formeze pe jos polei și puțină gheață, da. Deci trebuie să intervină cât mai repede în mijloacele de zăpezire. Ați văzut o mașină de la dezăpezire? Până acum nu. Are deja câteva centimetri de zăpadă. Da, stați. Un centimetru jumate, cam atât. Aveți cauciucuri de iarnă? Încă nu. Nu vă așteptați la așa? Nu mă așteptam. Nu. După prognoza dată de meteorologi, nu mă așteptam la așa ceva. Vă așteptați să ningă în această perioadă anului? Da, mă așteptam să ningă în această perioadă. Suntem pregătiți, avem tot ce ne trebuie. Nu este nicio problemă. Multe dintre mașinile care au traversat DN1 între județele Brașov și Prahova au derapat, dar nu s-au înregistrat accidente grave. Odată cu lăsarea serii însă, conducătorii auto cred că situația se va complica, deoarece temperaturile scad de la o oră la alta, iar Lapovița s-a transformat deja în ninsoare. În această situație, intervenția utilajelor de dezăpezire poate face drumul practicabil în zona stațiunilor Buștene, Azuga și Predeal.